iPhone pe spate. De ce m-ai întrebat? Ai crezut că sunt doar machiată, măi? Așa m-am scărită, mă, vezi? Doar machiată, măi. Tu n-ai observat că ieri eram nemachiată? Păi tu nu observi nimic. De ce sunt întrebările alea când vorbești cu Lica? Oare s-a prins, adică? Ei, nu. Nu știu că din punctul ăsta de vedere am văzut simțit un pic mai greu decât... A prins cam greu. Așa? Bă, ne-ai auzit? Cineva caută pe cineva. Ziceau că tu... Cineva caută pe cineva. Cine pe cine? La tine se referea. A zis el? Nu el. Am auzit o voce de fată. Cum ai venit în încoa? Raluca? Altceva. Te-am desfeclat. Am văzut abia acum fața lui Ionuț. Știi ce zic? A, că tu vorbești. Da, mă, dacă știi care e chestia, mă. Omul e schimbător. Exact, dar... Omul este schimbător. Nu e schimbător și... neapărat. E doar pentru că nu își dă seama ce vrea. Și chestia este că, mai ales bărbații, se simt atrași. Fizicamente eu vorbesc. Da, nu da, băgăm da, sentimentele da. La mijloc. Sunt... La ei mai intens sentimentul exact. De hormon, de... Exact. Știi? Eu am interacționat cu Armando de la început și glume și tachinări. Și nu l-am văzut ca pe un potențial iubit, dar zi de zi sunt cu el. Da, normal, și poate o să... părerea. Că deja mi-am schimbat-o un pic față de el. Și mi-e frică să nu cumva să fie mai mult și să creadă Andra că îi... nu că îi l-am luat, că nu e vorba aici de luat, dar să zică că sunt ipocrite sau să zică, uite, tu știi că îmi place și... Da, mă, dar nu... Nu știu, nici nu știu să cum să procedez, sincer, nu știu. Fiecare vrea să cucerească un bărbat, nu? Păi da, 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 că de asta am venit. Și atunci acum, ce? Eu asta nu înțeleg. Deci, la două, păi da, la da, trei eu mă femei, cu Andra, la trei și... fete. Păi atunci, tu trebuia să fii convinsă că în momentul când ai venit că e o competiție, da, că trebuie să lupți pentru un bărbat. Știți care faza? Eu am luptat, i-am făcut anumite gesturi lui, i-am dat săgeți, el către mine la fel, mă înțelegeți? Da, la un moment dat, adică... Asta a fost ultima, deci pentru mine asta, chestia asta a fost ultima și nu mai pot... Să cunosc altcineva. Eu când am presupus că ar deranja, m-am dus la ea și i-am zis. Zic, să știi că n-am nicio treabă și zic să-mi și zici dacă cumva ți se pare că exagerez cu un așa, să-mi zici, poate na. Doar că interacționează... Mi-aduce și mie un pahar de apă, vă rog. Doar că Armando interacționează foarte mult cu mine și mie îmi place și... Minerală. Dar eu cred că nici nu... Trebuie să mă duc să iau paharul ăla de acolo, că l-am văzut. Nu, eu lupt pentru mine. Da, dar eu cu Armando mă tachinez de la început și mi-e drag de el, dar nu l-am văzut, dar interacționat atât de mult cu el și, adică, el a început, nu a interacționat în felul ăsta cu mine. Erau glume pur și simplu, nu știu ce, și nu l-am văzut ca, doar că acum pe zi ce descoper mai mult și că e Andra, că dacă era altă fată, adică nu, dacă era și Alexa sau altcineva, gen cu care mă înțeleg, Alexandra, dacă ar fi fost altă fată, genul de Adelina, care nu interacționez cu ea sau Roxana, sau, nu m-ar fi interesat. Nu dați seama că nu se aștepta să uită să fac așa. Se gândeau la altceva. Sunt un om bun, eu la cap am probleme. Se vede. Înțelegi? Oricum, oricât a stat aici, mă bucur că am ajuns, știi? Da. Era un haos în viață, oricum. Haos total. Nu mi-am găsit locul niciunde. Tot timpul place să mă joc cu părul. Mi-a rămas. Ceva din copilărie, știi? Îi chem alături de mine pe Petronela, Mădălina și Ionuț. Bine ați venit, dragilor! Bună ziua!